A venit analiza la ADN fir de păr? Nu, azi, sper. Bună ziua. Ce facem cu asta? Reducem numărul la suspect și scăpăm o mare parte din ei. Dacă avem noroc, poate îl găsim pe posesorul firului de păr în baza de date a poliției, nu? Oho! Bună dimineața! Neață, ce faceți, domnul Ionit? Ați venit la muncă? Am venit, ce să fac, mi-e rău, nu mai pot. Ia uite, tot asta. Păi am o groază de probleme, nu mai știu cum să le rezolv. Aoleu, săracul de tine, ce probleme, mă? Probleme Elvisule, că uite, nevastă mea e gravidă. Asta nu e o problemă, e un lucru bun. Ei, bravo! Felicitări! Mulțumesc, felicitări, bune și felicitări. Dar acum eu aș avea nevoie de altceva. Da? Da. De ce? De niște bani, de o mărire de salariu, că am, o să am copil, am nevoie de bani. Hai, nu mă nebunie. Păi, cu ce ocazie? Cu ocazia că meriți, Elvis. Da, meriți, da? Da, meriți. Zice mortul că meriți. Polițistul stripă de încloncatele, vi le-a rămânat a dracu să fie. Uite ce scrie la zi, uite ce scrie. Uite, mă ia babele pe mine pe stradă, că am costrim dizuitele. Uite-te, ai apărut la poză. Îți place? Dobitocule. Am apărut. Uite-te. Păi ce, n-ai făcut striptease tu? Mata! Bucură-te dracu că mai servici când te-a dat. Taci! Ce-a avut? Ce-a întâmplat afară? Viu ăla, tați-mă, ce-a întâmplat afară? Vrea lumea să facă striptease service, să-l aclamă. Nu e bine că mă pun la ziua aici. Nu e bine. Acum să te fac cum? Hai să plecăm. Când bag în viteză, să audi un zgomot în partea stângă spate. Și ar trebui să fac. Stimăriți. Auzi, fată? Dar tu și ai, ți-i rău? Nu, de ce? Ești așa... plioștit. E, așa sunt eu azi, plioșchit. Bună ziua, fetelor! Opa! Am adus rezultatul analizelor, Camelia. Ce fericită e fata asta! Ia uite, și vindecată și însărcinată. Las-o pe Camelia, săraca, că nu de e vorba. E vorba de noua secretară, de Lilica. Și Lilica e gravidă. Ce se întâmplă aici? Ce-i cu meeting-ul ăsta? E meeting. Gata, meeting-ul ăsta nu are nicio autorizație, din câte știu eu. Se suspendă, hai, toată lumea se suspendă acasă. Hai! Oameni buni! Ce? Cum e primarul, așa e și poliția. Ia uite aici cine face ordine. Omul zile primarului care umblă beat și face striptease în chilos pe-n baruri. Ia, gata! Gata, se suspendă, am zis, se suspendă toată lumea acasă, gata! Ia fiți atenți aici, asta oricum mă pus, este eu o făcătură făcută de focoșor, da? Oameni gata, acasă! Steven, oameni buni, să ne calmăm, ușor! Ce-i, părinte, cum să ne calmăm? Aici e vorba de morală și ar fi primul care ar trebui să iei măsuri. Nu, dar de ce, mă, ia asta așa? Lasă că iau eu măsuri. Mă, ăștia să leagă de moralul tău. Statul are un moral foarte bun, să scoale foarte vesel de dimineață. Dar ne bucură să aflăm chestia asta. Dar aici nu-i vorba de moral. E vorba de moral. Exact. Și vrem să știm cine a lăsat-o gravidă pe secretarea primăriei. A? Ești de acord că Lica e gravidă? Da, și ce dacă? Și Menodora e gravidă, mai face nimeni atâta panorama. Și cât s-a chinuit săraca, de n-a făcut la tratamente, vreo oameni buni. De n-a făcut măști peste măști, de nu i-am adus la creme, numai eu ce i-am adus de la Paris. Că e frumos, e străgini frumos, așa, dar era ploaie. Spuneți direct, m-am împăcat cu soarta. Nu mai vorbi așa. Chiar așa? Ce, tu, o veste bună nu poți să primești? Cum adică? Adică boala ta a intrat în remisie. Adică? Adică s-a vindecat, mă. Copilul ăsta a învins cani. Camelușa. Camelia? Așa. Este vindecată? Exact. A scăpat de cancer? Da. Atunci adică și plânge. E, uite că se mai plânge și de fericire. Fată. O fată, mă. Am scăpat de cancer. Ești bine, ești vindecată, mă!
Pitagoro, ne bucură că ne dai vești bune din străinătate și frumoase. Dar pe noi aici ne interesează cine e tatăl copilului. Cum vrei cine e? Bistivelul e! Dar nu de copilul Minodor e vorba! Ce dracu nu înțelegeți? Pe mine mă interesează să știu clar cine e tatăl copilului secretarei Lilica! E clar? Nu, mai zi o dată. Ai, mă! Ce n-ai înțeles, fă? Ne interesează cine este tatăl secretarei copilului primar de la primărie. Cine e tata lui Lilica? Cred că da. Nu știm, bre, că nu ne-a zis. Oameni buni, încearcă să vă îmbârlige, să vă iurească de cap cum face de obicei. Asta urmărește! Stați așa, stați așa. Uite, uite, băi, vreți să știți adevărul? Da, da. Bine. Nu, nu, eu nu mai beau. Ei, nu se poate, domn doctor, o ghișinată. Ia vedeți, o ghișinată făcut din mânuțile mele. Am cules ghișnă cu ghișnă cu ghișnă. Nu, ca puțin, te rog frumos. Puțin, gata, gata, poate. Gata. Ai. Și acolo o înghițitură, da? Tocmai ia sărbătorita scâmbiei. Păi, tocmai ea e. Acum trebuie să țină regim, Maricica. E regim și atâta regim, domn doctor, că e săraca de Ian Machiel și ori. Mă, că nu regim de slăbire. Ea trebuie să țină un regim foarte sănătos, să mănânce numai lucruri naturale, da? Am înțeles. Bravo. Și tu și taci așa, a? O ghișnică, domn doctor, una mică. Și mai mică ghișnică, e mai turnă ghișnică. Mai pune, Maricico, ce faci? Ți-ți rejile în buza gâta și mut acolo, așa. Ai noroc să fim toți sănătoși, domn doctor. Lilica e gravidă și nu se știe cine e tată. Dar v-aș ruga să rămână între noi satul. Acum mă duc să mă îmbrac. Păi da, da, poate ca să fie oricine. Și mai ales, de exemplu, Stivenul, care a stat mai mult pe lângă ea, nu? Păi, ce tot vorbești, dar ce să fie? Tu rămâi, stai cu ochii pe ei pe aici. Da, da. Hai! Ce ai, bre, ai nebunit acum, Minodorul? Tu n-ai nimic de zis la treaba asta? Ce te vorbești acolo? Ce adică vrei să zici? Cum, mă, ce cum să fiu un tatăl, fă? Păi, dar cine e tata mea, mă, uita asta, mă, nu faci eu, mă, 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 fericit, mai adorm, așa, uite, ia exemplu la mine, eu așa mai adorm. Mă simt ca și cum aș fi născut pentru a doua oară. Dar chiar așa și este, exact așa este. Auzi, trebuie să mă gândesc serios ce o să fac cu viitorul meu. Păi ce să faci? Trăiești, tătiță, asta trebuie să faci cu viitorul tău. Uliu, dar stai mai cu minte, mai haide pe toate, că trebuie să mergi jos, că aș dat-o și pilenuța. Și avem prăjiturele, și avem și ghișnată. Tu neapărat trebuie să filmezi dimineața, că atunci începe satul munca. Dar ce mai muncesc țara în iarnă? Dar tu nu prea trăi pe la țară, așa-i? Nu, se vede. Mă, nu se muncește la câmp, dar tot se muncește, că animalele trebuie îngrijite tot an. Și uite, promit că vorbesc eu cu tanti Gicuța și mergem să filmăm noi în ogradă, ok? Cine-i tanti Gicuța? Tanti Gicuța e o bătrânică din sat care ne aduce nouă lapte și brânză. O, păi iată cine a venit. Hai, la revedere. La revedere. Și v-am tăiat cu șeptarul. Dacă vrei, îți dau numai cafea. Nu-ți mă o bere, nu face pe nebunul. Nu, serios, n-am voie să-ți dau bere. Dar da, bă, că tu mă-ți o bere, n-au ce zic aici. Fane. Ce fane? Țăca, țăca. Mă liniștetează, știi tu vreo poezie? Asta e, n-a ieșit niciun scandal. Hai, duceți-vă acasă. O, un scandal nu sunteți în stare să faceți. Ce să facem? Asta e data viitoare. Domnul Văcărescu? Domnul Văcărescu? Da, să rămână. Un minut? Un minut, două, cinci, o viață. Faceți mușințele, Paul, ne ajută în anchetă. Da? Întăriri? Da. Cu ce pot să vă ajut? Putem să discutăm puțin? Să stăm de vorbă. Sigur că da, adică... Da, stați cum... Să discutăm așa sau să vorbim așa? Cum, adică, cum să... Păi o să vorbim așa, dar oficial, la poliție. A, dacă vreți, chem și un polițist. Nu e nevoie că vin singur. Nu e nevoie. Ca să stau un minut cu dumneavoastră de vorbă, vin și la poliție fără... Da, am o rugăminte. Pot să... Am puțină treabă în primărie. Termin și vin la dumneavoastră. Promit, mă iau de urechi, mă duc la secție. Bine, vă așteptam. Mulțumesc. Mi-a părut bine. Cine?
E logonicul fetei care a găsit cadavrul. Suspect? Nu știu ce să zic. A întârziat la ziua de naștere a Maricicăi. Să vedem ce alibi are. Ai văzut, mă, cum i-am împărlegat? Ce dracu, mă? Da, fă, într-adevăr, ești demnă de o nevastă de primar. Auzi, Auliu, oricum să știi că dacă mai trece până capul ăla iluminat... Vezi că mă confuz cu Marcel. Artificial. Ca să mă părăsești, să știi că te dau un gâții mădii. Nu, fă, gata, ți-am spus. Tu ești nevasta mea oficială. Și la primărie, și la președinte, când o-i fi, statea are un cuvânt și ăla acum e la tine. Dar dacă dezvorțai, oricum să știi că îți dădeam cuvântul înapoi, dar îți luam contul, mă. Și puteai să te iubești cu toate căprioarele după păduri, tot într-o sărăcie, la liber. N-ai tu inima asta? Nu, și în curând n-o să mai am nici peciorul. Hai că mă ridic și te las. Trebuie să mă lămuresc cu Marcel. Fă-te comodă! Ți-a ajuns, mă, că mi-ai furat iubita? Mă, tu nu înțelegi că aici, la bar, tu nu băut bere. Asta a trebuit înțeles. Sunt major, nu mai beau suc, nu înțelegi? Pariu? Pariu, da. Pariu? Da. Fanny, da. A dus suc portocal proaspăt. Fane, bere, că vă reclam pe amândoi la protecția consumatorilor. Rămâneți fără muncă. Roata asta, ținut de gură deschis. S-a hidratat la el. Dam Fane, hai că mai avem. Fane, stai, Fane, stai. Vladimir, plec. Nu, nu. Mare, mare. E bine. E bună bere. Nu, bere. Suc vitamina, bun. Ești mecher, mă, tu așa crezi copții pe Andreea, nu? Bă, tu prost, tu nu înțelegi, asta nu a avut legături cu Andrei. Eu spus la tine, nu putut intra la mine la bar, vorbit urât cu ăștia oamenii mei. Înțelegi asta? Bă, te crezi bărbat, ești bărbat? Ia, bă, cât de bărbat ești, arată-mă cât de bărbat ești. Ieri, te rog! Mă, mă, lasă-mă, de ce cauți, mă, sub masă, hai acasă! Bă, taci! Ieri, sub masă, hai acasă! Mor cu el decât pleacă tu acasă! Ieri, te rog frumos, lasă-l în pace! Hidratat puțin, dat vitamina și e ca să sperie de boala, ca să apăra de boala. Nu mai vreau, dar aici acasă nu mă duc! Gură mai rău! Nu mai vreau! Și acum, repeat after me! Că ia scope, baba, dai nu! Că te luci cu părul grepii! Fură rața prin toate! Nu mai! Fără gura deschis! Nu mai vreau! Păi bine, mă! State își bagă pila în primărie, face copil cu ea și voi stați așa ca lemnele în magazie. Vă doare noduri, nu? Nașule, acum ce să facem? Am făcut și noi ce am putut, ai văzut că am fost acolo, acum ce să mai zic? Auzi, trebuie să plec un pic până la poliția, am o leacă de treabă. Ia mai stai tu puțin, Nicule. Tu ești așa ca curca la mărgică? Când ai avut nevoie de pământ, de casă, ți-am dat să spui și în cap. Acum, Nea Marcele, ce facem? Scoți ochii. Nu ți scomă! Dar îți mai dau câte un ștân curs, ți-aduce aminte. Nu mai fi supărat acum, da. Pot să plec și eu la poliția. Virgile, Virgile. Ce faci, mă, unde pleci? Ce faceți aici? Ședință de consiliu ilegală? Rădea cine la pește. Taci în gura, mătii. Vezi să-mi te închidă peștele. Ieșiți afară, că vă dizolv. Eu am o treabă la poliție. Hai! Mă scuzați. Să te scuze, măta! Ieși! Bă, tai de la spăgi! Hai, mă, mergeți, că liniștesc eu pe viitorul tătic. Liniștești pe măta! Mă, Marcelin. Pune tu mie, mă, n-am dus eu cu tine o campanie civilizată, modernă, plină de dezbateri. Să încep tu acum cu bulangeri. Eu cred că nu mai veneți. Păi dacă nu mai vine, mă enervez și îl pun pe Elvis să-l aresteze imediat. Așa, doamna Fiola. Enervați-vă! Vă rog eu frumos să vă enervați și să mă puneți că mă duc să-l iau pe ăla cu japra. Pă bune, că mi s-a făcut dor de că n-am mai stat pe vreun. Noi ce știu despre veterinarul ăsta? Păi știu că a întârziat foarte mult la petrecerea Maricicăi. Și nici nu știm ce alibi are. Bună seara, mă întreasca mă întârziat. Hai, ne-a costit.
A avut puțină treabă, dar l-am adus. Neacustică, să trăiești prea, ce faci? Ce mai face Titi? Cu domnul doctor. Titi, ce mai face? E în București. Bea cu curvelii peste tot. Pe la Captea, pe la Chireșica, pe la Berlin. Cât este Bucureștiul de mare? Da, ce am vândut trei loturi de pământ ca să-i plătesc datoriile, da. Domnul, cine e domnul? Domnul este alibiul meu. Bă, mi-ai luat primărie? Da. Te iau și eu cu ful și cu tot pe unde apuc. Ce vrei, să stau acasă cu falca în palmă? Să dau un dar obeției? Ai putea? Ai lăsat-o gravidă pe Lilica? Și ce dacă? Eu cât am fost primar puteam să las gravidă toată comuna, dar m-am abținut că sunt politic. Dacă ți arde de coț să ială de făcut copii cu temircine, renunță la primărie! Tu te-ai întrebat vreodată de unde a avut Francesca bani să-și cumpere casă și să-și cumpere toale și bijuterii din salariul de secretar a școlii? Unde vrei tu să ajungi? Noi doi avem mai multe în comun. Ce sănătoasă, mă, Camieluja, mă, să trăiești? Bună seara, bună seara! Ia uite și ne-au venit jinile în unășucu, dar chino în coace, mă, mică, vină în coace. Nu, adică nu te prostă, vină în coace și stai jos. Mă refuz, mă, jinerică. Haide cu meti, hai. Stai cu alea așa, iau confiată de cu alea, îți dau și o ghișnată. Ia uite. Da, ia de coace. Dar ce sărbătoriți aici așa frumos? S-o însănătoșit Camelușa. Da, mi-e titica de ea. Bravo, felicitări, dar ce e asta? E ghișnată, ia de cu alea, că avem hip pentru tot satul, e făcut cu mânuțile noastre, doar nu fiecare zi sărbătorim așa minuni. Haide, bea cu metri, bea, nu-ți fii rușinii. Bea, că știu eu că ai ceva de sărbătorit și dumneata. Da, gata. Sărbătoresc și eu mare fericire, o să fiu tătic, dar mare bucurie acasă la mine. O fericire, bucurie, extraordinar, da. O să fiu și eu tătic, o să fii și tăticul... Bunic, ne-am dat seama și ai venit să ne sărbătorim așa, în familie. Da, se vede că s-a însănătoșit, uite, gândește. Da, gândește liber, adică vreau să... Auzi cum e, Tri? Da. Dar nu faci tu o demonstrație? Ce demonstrație? E, deși e la bar, acolo și-o iute că avem, că-i casa dotat. Bagi un dans, ne place. Striptease, deși e la. Da. Măi, fetilor. Eu am venit aici în misiune, da? O să vă iau puțin la secție. Da. Camelușa, mi-aduci un pahar cu apă? Da, sigur. Pe tine nu te iau la secții, că tu abia ești sănătoasă. Te iau la... Da, pe tine... Da, ea-i mitică, nu știi ea. Acolo ți simți tu bine, acolo îți place, în secție. Măi, Titi! Poftim. Da, mulțumesc frumos. Nu, o să vă arestez. Da, sunteți luați la secții ca să vă iau un interogatoriu. Nu ca să râde, nu ca să glume, da? Cum? Da. Mietri. Apa asta de la fântână? Da, fântână cu cumpănă. Da, foarte bună. E rece, adâncă, nu? Până, bună, apa bună, cea în zona asta. Știu că și la vecină, la noi și la partea asta. Deci, haideți! Mietri! Haideți, nu mai stați, pentru că altfel vă iau și vă pun cătușile și vă obligă altfel. Eu am vrut să vă iau frumos. Merge cu mașina la secție, vă iau un interogatoriu, hai! Hai, bonșoară! Ia uite-te, mă, la Venus! Ce te șifonezi, mă, așa pe scaun limele? Venus! Ce faci, mă? Ai avut o idee și ai venit să mi-o spui, da? În mod sigur. Bine, să te gândești la ea, da? Mm-hmm. Să-ți o aduci aminte. Sărostate? Da, a... Avem o problemă. Ia să vorbim noi așa, că n-am vorbit niciodată așa, nu? Mă primiți în audiență? Restul râs harapal, dar încasările din taxe și impozite au scăzut vertiginos în ultima vreme. Da, ne trebuie o idee. Cum să colectăm taxele și impozitele acum.
Venus, bă, dacă voi acolo la Parlament nu sunteți în stare să dați o lege care să ne bage la pușcărie pe noi care nu plătim impozite și taxe, eu ce vrei să fac? Iartă-mă, dar matale ești neastate. Te gândești, matale, la ceva? Găsești, matale, o soluție pe păi care să-i facem să plătească pe ei. Am găsit. Cum am câștigat eu alegerile? Am mers din poartă în poartă? Ai. Am vorbit din țăran în țăran? Ai. Așa o să fac și acum. O. Numai că acum nu o să mă duc eu personal, o să-l trimit pe Thierry. Și așa de frumos cum i-am rugat eu să mă voteze, așa o să-i roage și el să-și plătească taxele și impozite. Și poate chiar să fie mai convingător decât mine. Ia uite, draga de ea. Merită să o las aici o jumătate de oră, nu? Și-a câștigat dreptul ăsta. Deci asta e declarația dumneavoastră? Asta e declarația care o dau și e cu dată și adevărată. Să-l dea Dumnezeu, să-l ducă pe bine, pe domnul doctor, că a venit și mi-a operat calul și l-a vindecat. Nu ca ăla spăgarul care a venit și a furat. Nimic n-a făcut în viață. Am gândit că o să mă întrebați și am venit împreună în pinarea dumneavoastră și v-am... Vă mulțumim! Asta e! Ia uite! Ce e asta? Hai odată! Ce faci, mă? Ce-i fac? Păi cum ce... Băi, sulfamidă, păi eu ți-am zis să-l aduci pe șofer, n-ai zis să o duci pe Maricica și pe Leana. Băi, Nastratin, nu mă face mine sulfamidă, că pe mine mă cheamă cumva, ai înțeles? Și am adus pe toți trei, pentru că nu știam exact. Ce nu știa exact? Ce... Nu știam exact care e bun și care e rău dintre ei. Pentru că puteți să-mi dați mie un exemplu în care binele și rău nu sunt împreună? Nu puteți. Poate cineva să-mi spună unde se află granița între bine și rău? Hă? Vă întreb, frică! Unde se află granița dintre bine și rău, Neacustic? Domnul doctor, granița între bine și rău se află în sufletul omului său și în gândirea lui și în lucrarea care o are. Cum gândește, așa primește. Ale-i bine și rău. Băi, dă-te dreacu de aici, fă! Dă-te dreacu de aici, fă! Lasă-mă, Ce-ți imaginezi? Că așa o să faci pe Andreea să se întoarcă la tine? Nu înțeleg ce legătură are Andreea cu berea mea! Păi cum ți-ai găsit să te ceri tocmai cu Thierry? Băi, m-am dus la bar, i-am cerut o bere, avea dragi pe el și n-a vrut să-mi dea, asta e tot, ești mulțumită? Da bine, dar lasă că bere poți să-ți iei și de la colțul străzii, de la un chioșc. Nu, de la actualul iubite al fostei tale iubite. Lasă-mă, lasă-mă cu mincinoasa, dar te rog frumos, e un subiect închis, punct! Despre Andreea vorbim? Da! Aceeași Andreea pe care încă o iubești? Da, da, da. Dă-o încolo de mincinoasă. Bonjour! Bonsoir! Ce mai face domnișoara Francesca? Bine, domnule state, dar dumneavoastră? Bine! Cine vine la piscină? Eu aduc rățuștere. Mă gândeam că noi doi nu prea am vorbit în ultima vreme deloc, deloc. Nu prea. Și e păcat. Dar despre ce să vorbim noi, domnule? Despre trecut. Și despre viitor. Da. Să vă fac o... La revedere. Sau poate un... Poate mai târziu. Mă duc să văd ce face secretarea mea. Da. No. Rien de rien. No. Je ne regrette rien. Ai venit. S-a duc de mâncare. State, s-a dus la secretară. Da.
De unde ai avut tu bani să-ți cumperi casa? Și de când îl cunoști tu pe State? Mișto întrebări, nu? Marcele, dar tu mă sperii pe mine cu întrebările astea. Cum de unde am avut eu bani să-mi cumpăr casa? De la tăticu? Să nu mă minți. Că fac urât. Știi cum îmi zbară dreapta? Pe cuvânt. Dacă vrei să-mi zici ceva, dă-mă o palmă. Dar să nu-ți bagi joc de mine, că să știi că eu pun suflet în tot ce fac pentru tine în casa asta, înțelegi? Și dacă vrei să-mi reproșești ceva, spune-mi acum, pentru că altfel eu plec, să știi că nu vreau să te fac să suferi. Ce mâncăm? Ce vrei? Ce te rog eu este să faci niște mișcare. Că mișcarea circulă sângele și circulația înseamnă sănătate, cu tot ambuteiaș. Am plictisesc aici, bebe. Asta e. Te plictisești, dar te distrezi sigur în casă, în siguranță. Afară e un criminal. Afară e paparazzi care vrea să-ți facă poze goale și să vă compromită. Așa că stai la cutie. O să vorbesc eu cu profesorul Toma să-ți dea o scutire medicinală. Dacă vine cineva să te ispeteze în primărie. Păi și tu nu vii să mă vezi? Ba da, vin, da. Mai e și primăria, la care nu prea pot să dau scutire. E doar să facem dragoste. Și eu vreau, iubita mea, dar nu trebuie celulă ăla mic să vadă porcările de acum. Mai lasă-l. Mai lasă-l să crească, să aibă cu ce să înțeleagă. Să primească mosafiri. Până atunci, te rog, dă-mi un papucel de-al tău să-l am cu mine. Culcă-te. Hai, să stai în pat, cu minte, și când te scoli să faci mișcare. Eu mă duc să duc papucelul la mine în birou. Te pup, al tău bebe. Ce mi-ai făcut tu mie, nu se face, fă! M-ai lovit drept în inimă, firea dracu, să fii că-mi punea mâna pe tine, dar nu te bag așa. Și uite așa-ți fac, uite, uite așa, uite așa, te bag cu capul în WC, uite așa. Pe urmă te scoți afară, te du la bucătărie, Doamne, Doamne. Și uite, iau un coțit. Și uite așa-ți fac, uite așa! Na, dracu să fie! Îndorocita, dracu, care ești? Să-mi faci tu mie așa ceva. Aulă, Doamne! Ce faci, fă, mamica? Fac pe dracu să mă ia. Sunt depremată. Tăticu? E cu Terică la muncă, zice el. Bună dimineața! Leo, poate o fi bună la tine, mă. Ce faceți? Te văd necăjită. Ce? Depresii, Mighele. Nu mai avem nici medicamente. Știu eu ce facem. Oh. Ia vină nițel în coace. Ție-ți place de asta? Sincer să fiu? Da, cum o să fiu. Doamne!
Catalina! Hai, trezirea, spălarea. Jos la bucătărie să mănânci. Ți-am făcut un pachetel pentru școală, să nu vii cu el înapoi iarăși, da? Unde te duci așa de vreme? Mă duc să încerc să-i convinc pe oameni să-și plătească taxele, impozitele. De ce nu se zice contabilul? Păi așa a spus primarul. A zis să-i luăm cu binișorul mai întâi. Știi că mă surprinde statul ăsta uneori. E credincios. Chiar și cum se cade. Grăbește-te să nu întârzi. Hai! Ce-s cu ăștia? Am uitat. Se rudă cu ei? Nu, patron. Aștia băieții care strâns impozit, strâns datorii, strâns cu ușa, tot strâns. Ah. Da. Păi nu-i nimic complicat. Voi de astăzi sunteți trecători prin sat, care intră în vorbă cu omul și află care n-a plătit impozitul și îl roagă frumos pe om să plătească impozit. Aveți grijă să nu lăsați urme când vă rugați frumos și dacă spargeți vreun dinte, să-l lipiți la loc. Asta e. Și șpaga noastră? 300 de euro pe fiecare zi de fiecare. E simplu. Cum ne organizăm? E, aici e mai complicat. Trebuie să o luați la rând. Și cum ieșiți din bar în piațeta asta, la stânga, la dreapta, înainte... Thierry! Doi, bă, ia vezi tu ce e înainte. Aici? Gata, m-am lămurit. Pe o rază de tot satul, în jurul barului, nimeni n-a plătit impozitul. Deci noi călcăm pe ăștia care trageți apă la stat. Până la stat e cale lungă. Îmi trageți apă mie. Și vreau până într-o săptămână să nu mai ne-o tragă. Și noi, patru? Tot satul. Am înțeles și să mergem, uite. Beau și eu ceva? Când ai de gând să plătești impozitul? Știi ce, domn părinte? Aici nu sunt în calitate de părinte. Sunt în calitate de viceprimar. Văd că bani de 4x4 ai. Auzi, domnul viceprimar, la 20.000 de euro cât am dat eu pe masina asta, crezi că vă mai dau vouă 200 de milioane pe taxe și impozite? Ce să zic? Dumnezeu fie cu tine și ai grijă cum conduci. Ai vorbit în calitate de părinte sau de viceprimar? Cu mine, să nu mă lași așa, da? Ce-i, Minotoru? Ce să fii? Cu ce? Ce ai? N-am nimica. M-am trezit mai devreme și sunt deprimată că mi-a zis mamica ca să fiu. Ce, e deprimată, Minotora? Primă, Mico, e... ce înseamnă asta? Eu trebuie să mă duc la... să mă duc la o farmacie, la un doctor, să ia niște pastile. Ce trebuie să fac? Mă, eu nu știu ce vrea Minotora. Da. Dar eu zic așa că dacă tu te-ai dezbrăcat și ne-ai făcea un striptease, ne-ar mai trece depresii, limă de râs. Extraordinar! Deci tot pe miștoare a rămas. Extraordinar! Ce să zic? Pe miștoare! Păi eu mă dau peste cap prin baruri, fac ca toți dracii ca să prind criminalul, că asta a fost în capul meu, de fapt. Și voi vă bateți joc de mine, nu? Cum e acum cu Steven, eh? Steven Chilor Ioniță este polițist striptioz și pe deasupra mai este și vorba despre faptul că el are copii peste tot, de ce este curvar. Cum mă prezint eu fața cuiva și mai dau o amendă ca un om serios? Cum fac asta? În chiloți. Am plecat. Steven, stai, mă, băi, Steven! Ce-ți mai stau, n-ai înțeles, mă, toată asta a fost un șmen pentru fraierea ta alegator, că nu trebuie să știe el că ei că e copilul lui tăticul cu Lilica, da? Taci, nu mai zicea Lilica că mă... Stai, băi, stai, vrei așa că schimbă, nu-i foaia atunci. Facem așa, mă duc eu să anunț în sat, dau veste mare așa, că copilul ăsta este al lui tăticul, nu este al meu. Și scap, gata, anunțăm adevărul, spunem adevărul, nu? Da, foarte bine. Du-te și anunță adevărul. Că după aia noi suntem nevoite să te vindem pe bucăți, că oricum mori. Oricum. Da, bun, atunci... Bine, asta să zicem că asta cu gravidul, cu gravidul, mi-o asum. Adică să zicem că e a mea, da? Dar cum facem următoarea treabă? Adică cum fac eu să scap de treaba asta cu striptease-ul, cu... Păi uite, spun eu cum facem. Adun tu tot satul, te dezbraci în fața lui, faci striptease, aia o să vadă că n-ai pic de talent și te lasă în pace, nu mai zice nimica. Dacă mă pun să dansez acum, chiar o să ne placă, spun eu, am talent. Da. Am talent, zic eu.
place de asta? Ce, mă întrebi acum pe mine dacă îmi place de Lilica? Aha, nu mai zicea Lilica, că mă rog! De față cu Binodor, aici mă întrebi. Ce? Eu am o propunere. De ce nu faci și tu ca Fidel, prietenul meu? În calitatea ta de polițist pe care o ai, inventează un pericol. Că numai tu ne poți salva. Cum să inventezi un pericol? Păi așa, lasă că ți-explic eu. Hai să îți explic eu. Pentru mai să facem o plimbare. Da, chiar ascult la o plimbare pe Dacia. Mie că iar e drumul în buclu, că eu dictez plimbări, am făcut cu matare, nu mai mai învățat mai lucruri din astea, de-a luat mă păcit. Te învăța, vină în coație, vreau să mergi pe mâna mea. Pe rău să fie un ceas bun acum. Fă-ți-o așa. Doamne, ăsta când o să crească mămâiul ăsta al tău, zău? Vine dracu mâine, poi mâine, poradelul ăla și ăsta tot să joacă cu păpușii și mașinuțile în apă, chiar așa. Domn părinte? Domn părinte? Spune, fiule. Domn părinte? Oh, de ce-i pățit? Domn părinte, uite aici ia banii de taxe, impozite, penalizări. Ia-i pe toți. De ce? Ai găsit banii în torpedo? Da, i-am găsit în torpedo. E să stai chitanță. Nu-i nevoie, domn părinte. Nu-i nevoie. Eu ți-o tai, să știi. Pe-a tăiat o neastate deja, domn părinte. Ticule, unde te duci, bă, băiatule? Tu, ia uite, bă, să nu te recunosc. Ce faci, mă? Te-ai făcut polițist? Hai, trece aici, vină cu acei. Vină cu acei, să nu te vadă lumea. Stai acolo, ca și cum mă piși. Sau ca și cum te piși. Fă-te că te piși, că bă, că e... Hai, mă, zi! Pe aici, care se uită la noi, care... Băi, ce mai faci, mă? Ce să fac? Uite, mă grăbesc, că am o treabă. Auzi? Direct. Băi, ții minte că noi am stat mult împreună pe cameră, o da, lungă. Da. Și avea un cântec, ți-l cântam eu la acordeon. Ți-l cânt acum? Nu, mă, băiatul, dar ne-am înțeles bine, a fost bine, nu cât am stat împreună. Băi, mă, faci să plâng, mă. Vreau să mă ajut cu o chestie. Zi. Vreau să dai o spargere la plimbări. Pleacă, mă, ce dracu, ești nebun. Băi, stai, mă, așa, ce ești nebun? Vino cu acea înapoi. Vino, te lângă să te pici acolo. Vrei să intru, ia. Stai acolo, taci din gură. Vrei să intri iar. Ce trebuie, cum e așa de greu pentru tine care ai făcut atâtea la viața ta? E greu să dai o spați pe-a plumării? Thierry? Bă? Ne-am relasat? Bă. Nu deschidești și noi barul? A, da. Deschis. Aoleu. Poate mare, patron. Lasă-i să mai aștept. Bagă-i câte unul. Unu. A dat. Hai, bună ziua, mergi la bar, beți cinzeaca și ieși pe ușa de bar. Hai, următor. Unu. Bună ziua, la bar, cinzeaca, ieși pe ușa de spate. Hai, următor. Ai treabă cu mine? Poftă bună. Ce, nu mă crezi? Fane! Da! Două furculițe și un cutit. Vrei și tu? Nu, mulțumesc. Insist. Eu n-am venit pentru asta. Eu am mâncat acasă, știți? Fane! Ajută-mă să mă așez și eu la casa mea. Opa! Ce avem noi aceea? Tăticule, ce cauți? Ce faci tu aici? Ca voi, ce faceți aici? Uite, noi cumpărăm hainuțe pentru copilașul legitim. Mâine sus, să te rog, ați sus, poliția! Acum asta dură lumea în 5 minute și rezolvă. Hai! Asta e clasă! Au! 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 Au!
este acolo cu cine? El este martorul care poate să spună cum s-a întâmplat, cum am prins eu hoțul, cum am fost eu, dacă pot să zic că așa, erou. Pot să jur pe mama că Steven era Toma Limoș, Dan Capitan de Fly, Călin Filă din poveste. Gata. Opa, ce faci, mă, băiatule? Ia uite pe cine văd. Madame Celula. Da. În sfârșit la mal.